Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este Nokia 8, flagship-ul Nokia pe anul 2017, anul revenirii Nokia sub umbrela HMD Global. Acesta este flagship-ul cu procesor Snapdragon 835, cu o cameră duală în spate, cu optică Zeiss, ceva ce nu vezi în fiecare zi pe telefoanele moderne, și a scăzut prețul său foarte rapid, deja gravitează pe la 1999 de lei. Acest telefon a primit extrem de rapid și Android Oreo, deși debutase cu Android Nougat. Este un terminal fabricat din metal, foarte ușor și compact după standardele moderne, dar o să vedeți că face și niște compromisuri și fix acolo unde ne așteptam să performeze, adică la optică. Pe de altă parte, când vine vorba de microfon, puțină lume se poate duela cu acest model și acustica e ceva deosebit. În fine, Nokia 8, flagship-ul, primul flagship Nokia din epoca HMD Global, va fi testat în minutele următoare și avem un verdict pentru voi. În ce privește designul, avem de face aici cu un telefon fabricat din aluminiu, seria 6000. Este un terminal monobloc, ca să zic așa, dintr-o singură bucată de aluminiu. Are protecție contra stropirii în regim IP54 și trece prin 40 de etape de prelucrare și șlefuire până la varianta finală. O singură bucată de metal disponibil pe două nuanțe de albastru și acea nuanță cupru, care personal îmi place foarte mult și mă mir că nu are rival, că n-a fost imitată până acum. În fine, un spate destul de curbat, toată această combinație de spate curbat, zonă frontală plată, îmi amintește și de ce model? De HTC Windows Phone Optics. Căutați-l, e fix același format, același feeling în mână, doar că acum avem metal, iar pe vremea HTC-ului aceluia era plastic, era policarbonat. Un telefon destul de mic pentru pretențiile din ziua de azi, doar 5,3 inci în diagonală și muchii destul de mari sus, mai bine zis jos și sus. Cele laterale sunt ok, mai ales că avem un panou frontal ușor curbat. Grosime de 7,9 mm, greutate de 160 de grame, cu o comparație un Xiaomi Mi 6 are 7,5 mm în talie, 168 de grame. Iar un HTC U11, 7,9 mm, aceeași grosime și cântărește cu 9 grame mai mult. Se simte foarte ușor în mână și foarte comod, are aderență foarte bună și la prima vedere și la prima atingere aș spune că butoanele au un feedback bun, doar că acest buton Power este cam jucăuș, adică este și foarte zgomotos și în același timp dă acea senzație că nu este fixat cum trebuie. Cel puțin asta a fost părerea mea după câteva zile de utilizare. Avantajul este că un telefon foarte ergonomic, plăcut de ținut în mână, comod, ușor și ușor de folosit, bine construit și aș spune că designul este mai degrabă clasic decât ultramodern. Marele plus este că au pus o cameră cu optică Zeiss, este și duală și totuși nu au îngroșat talia foarte mult. Ok, acum să trecem și la display, după ce ne stăm despre design. Concluzie, design polarizant. La capitolul display avem un panou de 5,3 inci, un ecran polarizat, că tot vorbeam de polarizare, protecție Gorilla Glass 5, un IPS LCD cu rezoluție de 2560x1440 de pixeli, un panou 2,5D, adică ușor curbat, cu muchii, aș zice, destul de groase pentru pretențiile din ziua de azi, deși la prima vedere sunt ok. Experiența de vizualizare va fi pusă la treabă imediat, așa că hai să o vedem. Iată cum arată sample-ul nostru de test, clasic. Luminozitatea destul de ridicată, aș spune, unghiurlaș de vizualizare, dar culorile sunt puțin cam reci, cam aceasta ar fi concluzia. E ca și cum cineva ar fi stropit cu un extra strat de alb peste aceste culori, măcar contrastul este destul de bun chiar și în bătaia soarelui. Aranjamentul de pixel la microscop, de tip RGB stripes, iar la testul cu lux metrul am atins o valoare de 536 de unități lux. Un rezultat foarte solid, orice depășește 400 deja e bun, iar ce sare peste 500 este și mai bun. Cu acest scor suntem peste Galaxy Note 8, peste iPhone 8 Plus, dar sub Sony Xperia XZ1 și sub iPhone 8. Când vine vorba de setările aplicate ecranului lui Nokia 8, hai să vedem despre ce este vorba aici. Display, avem Brightness Level, Night Light, Adaptive Brightness, Wallpaper și Advanced. Aici avem Sleep, Device Rotation, Font Size, Display Size, Screen Saver și Glance. Adică, pe scurt, această funcție Night Light, care face ecranul să aibă culori un pic mai calde, ceea ce este util noaptea pentru a nu avea acea lumină albastră care face rău la somn, reglaje de luminozitate, rotirea ecranului, mărimea fontului, mărimea itemurilor de pe ecran, Screen Saver și Glance. Glance acesta este o funcție gen Always On Display, ceva de genul ăsta. În acest moment se văd notificările, ora și data și procentul bateriei. Aș spune că este un ecran destul de luminos, care se comportă bine, doar că este puțin cam rece la culori.
Acum hai să vorbim despre alte aspecte, cum ar fi procesorul. Acest terminal vine cu un procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 835, care este însoțit de 4 sau 6 GB de RAM. Noi avem varianta cu 4 GB de RAM și vine și cu stocare de 64 de GB de tip UFS 2.1, are și slot microSD și nu a remarcat vreun pic de lag, vreun freeze, vreun blocaj sau altă problemă de-a lungul utilizării sale. N-am avut nicio problemă de acest gen, deci se comportă ca un flagship adevărat. E adevărat, este un plus și faptul că rulează un OS curat, stock și a fost actualizat destul de rapid la Oreo. Deci, niciun freeze, niciun lag, nicio problemă. Inclusiv în jocuri, ne-am jucat Free Fire Battlegrounds, care vrea să fie PlayerUnknown's Battleground, ceea ce nu-i puțin lucru. Ne-am mai jucat și Riptide și ambele au arătat și s-au mișcat bine. Ok, dăm start. Quick race. Și hai să vedem cum stăm la capitolul gaming. Răspunde destul de ok la comenzi. Apa arată bine. Texturile, lumina, toate sunt la posturi. Nu vede niciun defect, niciun artefact aiurea. Frame rate excelent. Niciun sughiț până acum. Și v-am zis, un test și mai adevărat este cel cu Free Fire, care a primit review de la noi separat. Gata cu gamingul, hai să vedem cum stăm la capitolul benchmark-uri. Pentru asta intrăm în zona de screenshots, le-am făcut pe toate, în frunte cu AnTuTu, care, sincer să fiu, m-a surprins, un scor foarte, foarte bun. Este, de fapt, locul 4 all-time, a depășit HTC 11, Galaxy Note 8 și Galaxy S8, în același timp rămâne sub iPhone 8 și iPhone 10. Am făcut și testul Geekbench 4, aici am atins aceste scoruri. Luându-ne după cel multicore, suntem pe locul 10 all-time, peste Google Pixel 2 XL și peste Galaxy S8 Plus, dar sub Huawei Mate 10 Pro și sub iPhone 8. Am făcut și teste de grafică, precum faimoasele Slingshot, iar în testele de genul suntem undeva pe locul 3, peste Galaxy S8, peste Xiaomi Mi 5, dar sub HTC 11, sub Sony Xperia XZ1 Compact. Per total, este undeva la nivel de top 5 pe 2017 și cred că rămâne în top 10 și pe 2018. Când vine vorba de temperatură, am ajuns la 34, sau mai bine zis, 35,2 grade Celsius atunci când am jucat Riptide GP Renegade, deci nu e supraîncălzire, și am ajuns la 39,1 grade Celsius când am rulat aplicația GFX Bench, deci iarăși nu avem supraîncălzire. Iată, ne ajungem și, după cum spuneam, la baterie, o unitate de 3090 mAh, destul de mare, spune, pentru un ecran de 5,3 inci și ni se promite Quick Charge 3.0 și avem un încărcător de 18W la bord, mai bine zis la pachet cu telefonul. Și hai să vedem cum am stat la testele noastre clasice. Începem cu playback video HD în buclă, la care am atins, hai să vedem, înainte de PC Mark ar trebui să fie și acest rezultat. Am atins o durată de playback video în buclă de 10 ore 53 de minute. Stăm bine, aș spune, orice este în zona unui serial full de binging Netflix, undeva la 10, 11, 12 ore, înseamnă un rezultat bun. Cu 10 ore 53 de minute am depășit Huawei Mate 9 Pro și pe Motorola Moto Z, dar suntem sub Huawei P10 Lite și sub Galaxy G5 2016. Am făcut și testul de utilizare continuă PC Mark, un rezultat un pic mai subțire aici, sub așteptări, 7 ore 7 minute. Spune că este un rezultat mediu, peste HTC 10, peste Galaxy S6 Edge și P9 Lite, dar sub Motorola Moto Z Play, care, apropo, atinge un scor dublu față de acest model, de asemenea sub Nokia 5, pe care îl avem, de asemenea, în teste. Încărcarea durează o oră și 52 de minute, acceptabil și, apropo, la egalitate cu Galaxy S7. Stă mai bine la încărcare, la viteza încărcării față de Xperia XA și LG G3. Cine vrea să încarce telefonul în trepte, trebuie să știe că după o oră deja ești la 73%, după 15 minute ești la 23%. Iar cine vrea să umble la setările bateriei, le găsește aici. Avem Battery Optimization, Battery Saver, care se activează automat la 1000%, Background Activity Manager, procentul bateriei și luminositatea adaptivă, care poate fi și ea de ajutor pentru o baterie mai ok. În principiu, autonomie mixtă, aș spune, și este mai degrabă bun la playback video. Acum vorbim despre acustică. Avem un singur difuzor aici, în zona inferioară, lângă portul USB Type-C și nu ne e frică să punem la treabă. Apropo, avem și jack audio, nu au renunțat la el ca alte companii.
Din păcate, acest difuzor poate fi acoperit când ține telefonul în landscape, la gaming sau video, vedeți și voi, poți să-l acoperi foarte ușor din greșeală. Ca player audio folosim deja ultra clasicul Google Play Music, cu ale sale tipice, opțiuni de egalizare, equalizer, 5 canale custom, opțiuni legate de genuri muzicale și funcția user în care avem 5 slidere pe care le putem regla. Avem bass boost, surround sound și reverb, care sunt și ele incluse. Acum este momentul să dăm drumul la muzică și o să vă uimim puțin, cred eu. Hai să vedem cum stăm cu muzica. Concluzia. Trebuie spus că telefonul nu distorsionează deloc sunetul, are un volum cu sunet foarte ridicat, calitate excelentă. Basul este destul de bun, păcat că nu avem difuzoare stereo, chiar au fost utile. Spatele nu vibrează, iarăși un plus. Și per total sunt mulțumit de experiență. Este o experiență de flagship cu adevărat, chiar dacă avem un singur difuzor. Hai să vedem cum am stat la testele cu decibelmetrul. Avem o valoare de 83,6 decibeli jos. Asta înseamnă că depășim OnePlus 3 și Huawei P10, dar suntem sub Galaxy A3 2017 și sub iPhone 6. În schimb, acest rezultat a fost atins cu sample acustic, da? Ei bine, când am pornit jocul Riptide, 107 decibeli. Sunt telefoane care nici măcar când le pui module și boxe speciale nu ajung la așa un rezultat, deci vă dați seama, am fost șocați. Este cel mai mare rezultat măsurat vreodată la Mobilissimo, îmi vine foarte greu să cred că va fi bătut vreodată, dar competiție deschisă. Depășește precedenții campioni, Zenfone Zoom S, Motorola Moto G5S Plus, Galaxy S8, deci un record. Telefonul nu are radio FM, iar căștile oferite la pachet sunt comode, au volum ridicat, basul este destul de ok, dar nu sunt speciale la capitolul design sau experiență, sunt doar bune și atât, nu memorabile. Și acum vorbim despre cameră. Ei bine, în spate avem o cameră cu optică Zeiss. Zeiss ca adjectiv și Zeiss și ca brand. Ok, avem doi senzori, avem un senzor color de 13 megapixeli cu stabilizare optică și unul monocrom tot de 13 megapixeli. Camera oferă pixel de 1,12 microni, mai bine zis, capturează pixel de 1,12 microni, are deschidere F2.0, face detection autofocus, senzor infraroșu, blitz dual tone și, după cum am spus, optică Zeiss, dar nu doar în spate, ci în față, o cameră de 13 megapixeli cu optică Zeiss, face detection autofocus, filmare 4K și deschidere F2.0. În plus, avem captură audio cu tehnologie OZO pe baza a 3 microfoane care fac captură la 360 de grade când filmați. Și acum să vedem interfața camerei. Hai să o pornim de pe curat, ca să zic așa. Ok. Pornește rezonabil de rapid, surprinzător de minimalist, aș spune, pentru un flagship în ziua de azi. Apoi avem o captură rapidă, zoom destul de fluid, focalizare, aș spune, rezonabil de rapidă, nu rapidă ca la S8, dar totuși. Mai departe avem opțiunea de a separa capturile, adică putem face capturi camera color, capturi camera monocromă, și capturi cu ambele camere din spate. Putem să alegem și această funcție care combină captura o camera frontală cu cea o camera principală, un fel de bothy, dacă vreți. Apoi avem HDR, timer, alte câteva opțiuni, unele pe care nu prea le găsim pe alte telefoane, compass, altitude, level și alte câteva. Totuși, modurile principale de captură sunt aici. Avem beautify, panorama, Photos plus Live Bokeh și Manual. Modul Manual aduce modificări la nivel de expunere, balans de alb, focalizare și metering și, după cum am zis, avem și Live Bokeh, adică acea funcție clasică Portrait Bokeh pe care o tot vedem pe atât de multe telefoane în ultima vreme. Doar că mie mi se pare că avem un slider cam de modă veche aici și care uneori dispare când ai nevoie de el, deci nu este o abordare grafică foarte fericită. Ok, gata cu interfața camerei, hai să vedem ce ne rezervă galeria și cum arată fotografiile realizate cu acest telefon. Ca de obicei am făcut sute de fotografii și am început cu cele realizate ziua, ba mai mult cu selfie-urile. Prima impresie nu a fost chiar pozitivă, selfie-urile au fost cam gri, fără să aibă prea multe detalii și unele au avut chiar niște neclarități, niște blur și rudina cea la bun. Aș spune că sunt mai bune când am prins o zonă cu mai mult soare, adică aici, vedeți diferența?
selfie-uri gri, la umbră, iar aici cu ceva mai mult soare. Dar chiar și așa nu arată selfie-uri de 13 megapixeli sau selfie-uri de camera unui flagship care se vrea special. Aici avem acea captură, camera principală și cea secundară. Este un gimmick, dar avem și această funcție. În ce privește captura cu camera principală, aici avem o mostră clasică de HDR. Aici avem fără HDR, aici cu HDR își face treaba bine și scoate la lumină zonele mai întunecate. În general pot spune că am fost destul de satisfăcut de colorit. Culorile sunt bine calibrate în standardul sRGB, un pic mai calde uneori, dar e ok față de niște culori reci, le prefer pe cele calde. Măcar nu exagerează cu extra procesarea, cum făceau pe vremuri iPhone-urile și unele telefoane Samsung, iar captura negru este, să zicem, la nivel de Huawei P9, nu mai mult de atât. Mă enervează că, deși este un flagship cu pretenții mari, anumite fotografii au fost și puțin blurate și n-ai voie să dai greș deloc când ești un flagship cu pretenții. Bokeh-ul nu mi s-a părut foarte convingător. Sunt semnalate acele capturi de un icon special. Avem aici. Scrie foarte clar Bokeh. Și aveam, observați, fundalul blurat pentru a scoate în evidență prin planul. E drept, arată ok, dar am văzut și bokeh-uri mai convingătoare de atât la alte telefoane ale rivalilor. Mă gândesc că chiar și la iPhone-uri, mă gândesc și la telefonul Huawei P10 și la Huawei Mate 10 Pro, deci acesta nu prea se compară cu ele. Cred că aș putea să spun că și Pixel 2 XL face bokeh-uri mai convingătoare. Măcar stă ok la claritate și la culori, dar v-am zis, nu are voie să dea greș cu blur-uri, cum se întâmplă din când în când aici. Un alt aspect pozitiv este la nivel de detalii. Dacă luați la bani măruți capturile și începeți să dați zoom, o să vedeți că detaliile sunt destul de ok. Chiar dacă avem 13 megapixeli, sunt surprinși cu destul de multe detalii. Aș spune că se bate mai degrabă în zona a doua a clasamentului flagship-urilor. Zona a doua înseamnă Zenfone 4, LG G6, Huawei P10. Zona a întâi înseamnă Galaxy Note 8, Galaxy S8, HTC U11 și, să zicem, iPhone X. Nu este o surpriză, adică nu pot să zic că sunt dat pe spate sau că este campion la vreun capitol. Rămânem cu detalii, culori și aș spune claritate în mare, deși acele câteva capturi blurate m-au bulversat. Este sub Sony Xperia XZ1 Compact, spre exemplu, și sub Galaxy A8 2018, pe care l-am avut cu mine în timp ce făceam aceste poze și le-am avut unul lângă altul și aici că acel model nu este cu nimic mai prejos decât acest flagship. În principiu, sunt dezamăgit de selfie și de bokeh. Cam aceasta ar fi concluzia. Acum hai să vedem cum stăm la capitolul captură nocturnă. Iată cadrele noastre. Capturile sunt mai întunecate decât de obicei. Cei drept folosim deschiderea F2.0. Detaliile parcă nu sunt chiar așa impresionante cum au fost pe timp de zi. Blitzul își face treaba bine, fără să apară vreo nuanță roșiatică ciudată, cum am văzut la alte telefoane. Halourile luminilor stradale au dimensiuni ok, nu sunt umflate, nu își trag nici dungi deasupra. Dar uneori se mai strecă o nuanță portocalie sau roz deasupra imaginii fără motiv clar. În general am fost mulțumit de claritate, deși sunt și câteva capturi care au un pic de ceață, un pic de tot. Mai apar și niște artefacte și reflexii ciudate, asta dacă nu sunt astea de sus niște OZN-uri. Și hai să mai vedem ce mai avem aici. La capitolul zoom nu pot să mă declar impresionat, la captura nocturnă. Și iată aici pe final, încă o serie de capturi cu o catedrală din Timișoara. Arată spectaculos, dar vedeți și voi, când începi să dai zoom pe aceste statui, pierzi detalii serios. Concluzia legată de captura nocturnă este că telefonul se încadrează undeva în zona lui Asus Zenfone 4, sub Galaxy S8, sub Galaxy S7 chiar, și hai să zicem aproape de LG 6, care nici nu prea impresionat deosebit noaptea. Tind să spun din nou că Galaxy A8 2018 este un pic mai bun și la captura nocturnă. Gata cu fotografiile. Vedeți că nu am fost chiar impresionați. Acum hai să vedem cum stăm la video. Ok, am filmat în MP4, Full HD, 30 fps și 20 de mega pe secundă. Îmi place că avem bitrate-ul mare. Și hai să vedem, o primă filmare este cea de stabilizare optică. Dacă e vreun lucru la care excelează camera acestui telefon, acela ar fi captura audio. E bine, capturează audio foarte bine, ceea ce îl face ideal la concerte. Aici a oferit o schimbare de expunere bună și stabilizarea nu e chiar rea, nu este vreun steady shot, dar măcar nu refocalizează din mers. Asta este un plus. Ok, hai să vedem și alte filmări. Aici am văzut cum stăm cu culorile. Una dintre aceste capturi este și una 4K, poate chiar aceasta dacă nu mă înșel. Culorile sunt bine calibrate, claritatea este bună. Focalizarea nu era deloc. Și microfonul își face treaba bine din nou.
Nu stăm rău nici la detalii. Dar din când în când se mai strecoară niște probleme cu Dynamic Range-ul, cum o să vedeți în filmarea următoare. Adică aceasta, vedeți aici o zonă arsă în spate, unde ar fi soarele. Deci apar ceva probleme în Dynamic Range. Zoom-ul rămâne ok, culorile sunt în grafic, claritatea este bună. Și surpriză, am filmat în 4K și cu camera frontală, iar rezultatul nu e rău deloc. Aș spune că este bun pentru vloggeri, mai ales vloggerii care vor să facă ceva special pentru fanii lor, filmând în 4K cu camera frontală, dar mi s-a părut că am avut și un ultim clip în care imaginea a fost puțin cam arsă de soare și vă dați seama, asta este soarele de februarie. Dacă vine și vara, lucrurile ar putea să arate cam ca la LG G4, poate chiar LG G5, care au cam ars capturile. Concluzia este că la filmare rămâne cu următoarele. Filmarea 4K este fix ca la marile flagship-uri, adică arată foarte bine. Îmi plac culorile, îmi plac detaliile. Stabilizarea este acceptabilă, dar nu este în evidență decât prin filmarea 4K cu camera frontală și pe microfonul foarte, foarte bun. În principiu, sub iPhone-urile moderne, sub Galaxy S8, sub Galaxy A8 2018 și zic că se bate mai degrabă în zona lui Xperia XA1, Zenfone 4 și să zicem un iPhone 7, iPhone 6S, cam acolo se bate, nu se bate în zona Grand Zero din ultimul an. Asta a fost filmarea pe timp de zi. Hai să vedem cum stăm la filmarea pe timp de noapte. Stăm cam așa, destul de întunecată. Halourile luminilor stradale sunt ok. Avem și un object tracking bunicel în alt filmuleț pe care o să-l vedeți pe site când finalizăm recenzia. La capitolul zoom nu sunt așa impresionat cum a fost ziua. Îmi place că nu avem refocalizare. Culorile arată ok, stabilizarea este în grafic și sincer să fiu, chiar nu era captura nocturnă, dacă ziua am fost ceva de gen arată bine, dar am văzut și mai bine. Noaptea pot să zic că este chiar ok, nu pot să cărcotesc foarte mult. Poate doar în afara întunecimii imaginii. Este sub Sony-uri, aș spune, sub Samsung-uri, Sony-uri și Apple-uri. Mă refer la flagship-uri, evident. Și camere sunt în evidență prin următoarele lucruri, ca să clarificăm treaba. 4K, microfon, culori, detalii și poate acea filmare selfie. Bokeh-ul a dezamăgit și, în general, capturile nu au impresionat. Unele arată ca la nivel de P9 Lite și cam atât. Adevărata vedetă rămâne totuși microfonul. Cine merge la concert o să fie super mulțumit de acest telefon. Hai să vedem cum stăm acum cu web browser-ul și conectivitatea. Pentru web browser avem Chrome, totul este stock, așa că era de așteptat să-l avem pe Chrome. Hai să intrăm pe Mobilissimo. Intră foarte rapid și arată foarte bine și benchmark-urile sale, mă refer la SunSpider și celelalte scrolling fluid. Pentru input avem această tastatură care știe și swipe. Mai departe, la capitolul conectivitate, avem LTE categoria 9, port USB Type-C 3.1. Avem aici un jack audio zona superioară, în cazul în care vă întrebați. Apoi avem GPS, GLONASS, BDS, NFC, ANT Plus și 3 microfoane. Știți voi cele 3 care fac o captură la 360 de grade pentru filmare. Avem variante Dual SIM și Single SIM pentru acest terminal. Și nu avem radio FM în cazul în care vă întrebați. Apelurile au avut un volum destul de ridicat, claritatea a fost deosebită. Microfonul și-a făcut treaba foarte, foarte bine, vocile s-au auzit natural, nici urmă de sunet metalic sau vreo problemă, deci la apeluri e de nota 10. Hai să vedem acum cum stăm la speed test, am făcut și teste de acest gen. Hai să vedem ce a ieșit, iată rezultatele. Ajungem până la 289 Mbps download la Wi-Fi, 25 Mbps upload. La 4G suntem la 96,49. Ne place mult rezultatul la Wi-Fi, la 4G se putea un piculeț mai bine. Și acum despre software, când a debutat, rula Android 7.1.1. Acum a fost actualizat la Android Oreo, pe care de altfel și are Android 8.0.0. Telefonul este la rând pentru a primi Android pe imediat cum se lansează. Nokia a promis că va oferi actualizările cât de repede se poate și mențin o experiență în mare stoc, fără să adauge absolut nimic peste. Avem funcția Glance, pe care ați văzut-o deja, un fel de Always On Display. Pentru multitasking avem caruselul clasic. Și avem și split screen, astfel că putem să navigăm pe Mobilissimo pe jumătate de ecran și să efectuăm apeluri pe cealaltă jumătate de ecran.
Ok, cam asta ar fi multitasking-ul. Mai departe, cea mai din stânga zonă, cea mai stânga home screen este dedicat feed-ului Google, cu toate informațiile aferente, scorul de meciuri, drum spre aeroport sau vreme. Ținem apăsat pe home screen și declanșăm clasicele wallpapers, widgets și settings. Iată wallpaper-urile arătoase. Widgeturi fix, cele stock, absolut nimic în plus, iar setările sunt cele legate de home screen-uri. Mai departe, porțiunea drop-down este foarte curată, include notificări și cerințele voastre de review, apoi quick settings și iconul acesta mic și enervant și greu de apăsat, clasic pentru Oreo. Avem și snooze în notificări, după cum știți deja, funcția apărută odată cu biscuitele Oreo pentru Android. Când vine vorba de setări, hai să vedem cum stăm. Apropo, vedeți că avem și aceste clasice notification badges și informații aferente fiecarei aplicații. Și spuneam de setări. Sunt și ele clasice, au legătură cu conectivitate, aplicații, baterie, display, sunet, stocare, securitate. Și vreau să mă opresc puțin la securitate, pentru că aici avem un buton Home Touch capacitiv care integrează scannerul de amprente. Este cam mic și cam îngust și o să vedeți că nu este chiar cel mai comod din lume pentru o amprentare. Alegem pinul. Trebuie să-l introducem din nou. Și începe anevoiosul proces de înregistrare a amprentei. Vă invit să numărați pașii făcuți. În primul rând, acest scan de amprente este foarte îngust și e greu să te pui cu degetul pe el cum trebuie. Așa că setup-ul este enervant, lung și neplăcut. Știu, trebuie să schimb poziția, dar parcă alți producători de telefoane sunt mai permisivi. Și progresăm foarte greu. 90%, 95%, în sfârșit 100%. Acum hai să vedem dacă este un senzor precis și rapid sau nu. Ok, 90 de grade. 180 de grade, viteză acceptabilă, poate cu o jumătate de sfert de milisecundă mai lent decât telefoanele moderne, dar își face treaba destul de ok, păcat de setup-ul acela foarte lung. Când vine vorba de aplicații preinstalate, se ține în limita bunului simț, doar cele stock, 26 de aplicații, îmi amintesc aici de Chrome, Camera, Photos, Calculator, Calendar, avem Contacts, Drive, Duo, aveți și Files, pe care sincer nu l-am mai văzut până acum, Gmail, Google, Maps, YouTube, Wallpapers, deci doar stock, fix nimic adăugat în plus de Nokia, ceea ce într-un este binevenit. Iată, la finalul recenziei, aspectele pro și contra. În capitolul pro, este un telefon compact, foarte puternic, din materiale premium, are un ecran luminos, performanță excelentă, stă bine la durata de playback video în buclă, mă refer la baterie, volum foarte ridicat la difuzor, aș spune că la capitolul fotografii culorile și detaliile sunt ok și la filmare aș spune că la capitolul captură 4K este la nivelul celorlalte flagship-uri, microfonul este foarte bun, captura frontală, camera, mă refer la filmarea 4K este un plus, interfața curată fără bloatură este iar un plus și conectivitatea este în grafic pentru un telefon modern, poate un pic mai lentă la 4G. Astea ar fi pro-urile. La capitolul contra, nu este complet rezistent la apă și praf, adică nu este regim IP68. Culorile ecranului sunt cam reci, rezultatul din PC Mark nu prea impresionat. Apoi selfie-urile, și în general fotografiile, nu sunt la nivelul rivalilor, adică Galaxy S8 sau iPhone X, să zicem. Captura bokeh iarăși nu arată deosebit față de un Huawei Mate 10 Pro sau un iPhone X. Scannerul de amprente are un setup lung și enervant, deci cam acestea ar fi aspectele contra. Și acum hai să vedem verdictul. Nokia 8 este un telefon elegant, compact, este întoarcerea brandului Nokia și contribuie la această întoarcere și o acustică foarte bună. Practic, la capitolul acustică, bifează tot ce trebuie. Are microfoane excelente, are un difuzor foarte zgomotos, căști ok. Camera ne oferi câteva dezamăgiri, dar în general se poate bate cu high mid-rangerele, nu cu flagship-urile, ci cu high mid-rangerele. De obicei, Zeiss era garanția calității aici, s-au făcut și niște compromisuri. La urma urmei, prețul a scăzut foarte rapid în zona lui 1999 de lei. E un plus faptul că a fost actualizat foarte rapid la Oreo, evident, și eu l-aș defini ca un telefon media. De ce telefon media? E foarte bun la concerte, adică are un microfon foarte bun și filmează acceptabil. Apoi are difuzor foarte bun. Apoi și display-ul este destul de luminos.
și în același timp puteți realiza și captură 4K camera frontală, deci e bun pentru vloggerul care merge la concerte și ascultă o grămadă de muzică și înregistrează muzică live la acele concerte. Cam acesta ar fi profilul său. Nokia 8 primește următoarele note: un 8,5 pentru design, un 9 pentru display, un 9,3 la capitolul hardware, la benchmark primește un 9,5, la temperatură o notă de 10, la baterie un 8,2, la audio un 9,5, la cameră primește un 6,5, da, 6,5, conectivitate 9,3, OS și UI 9,5 și pentru preț un 9,5. Toate pentru o notă finală de 8,98 din 10 de la mobilissimo.ro. Sunt sigur că vreți să aflați de ce 6,5 la cameră. Pentru asta vă stă la dispoziție în recenzia text cu răspunsul la întrebări. Nota finală pentru Nokia 8, 8,98 din 10. Da, este revenirea Nokia, da, este un media phone, dar cu niște compromisuri la cameră. Cam atât la mobilissimo, la revedere!